În județul Maramureș, mulți dintre localnici au rude și prieteni pe malul celălalt al râului Tisa în Ucraina. Familia pastorului Branzanic, care se trage din ucrainienii stabiliți în comuna Remeț, urmărește cu îngrijorare evenimentele din țara vecină, mai ales că au rude acolo. Fiul este căsătorit cu o tânără din Lvov. Recent, cuplul și-a încheiat luna de miere și a făcut o escală la Kiev. Stresul acela, când știam că copilul trebuie să vină și nu venea și mai întârzi, ea a fost atât de acut încât ne rugam zi și noapte lui Dumnezeu ca să-i ferească să vină acasă. Avem prieteni, ne sună, ce o să facem? Ne primiți dacă venim? Dumitru Coreniuc este huțul din Bistra, fost profesor și scriitor. Ține legătura cu prietenii din Ucraina pe o rețea de socializare. Rusia urmărește federalizarea, deci să ocupe regiunile astea, să-și facă coridor terestru pe spre Crimea. Ce cam e frică. E frică. Nu pot să dorm. Așa, sunt stresat că avem copii. Și primarul comunei Remeț are origini în Ucraina. Este cu sufletul alături de rudele sale aflate în țara amenințată de război, iar ca primar se pregătește să primească refugiați dacă va fi nevoie. De altfel, la toate primăriile din zona de frontieră s-a făcut deja o inventariere a locurilor unde ar putea fi găzduiți eventual refugiați. Am fost contactați de către cei de la ISU și am identificat terenurile care pot fi puse la dispoziție pentru instalare de corturi. Avem două centre, o sală de sport unde am putea caza vreo 200 de persoane, în căminul cultural 100 de persoane, unde avem căldură, apă curentă. 650 de kilometri de frontieră despart România de Ucraina, dintre care 362 sunt în nordul țării, cu puncte de trecere în trei județe. Unul este cel de la Sighetul Marmației, unde există un pod peste Tisa. Cu toate că îngrijorarea în zonă este în creștere, traficul aici, în punctul de trecere al frontierei de la Sighetul Marmației, se desfășoară normal. Circa 1000 de persoane în fiecare zi trec podul peste Tisa. Iurie Levcic este din Cernăuți, regiunea cu cea mai mare populație de români. Noi am obosit de război și noi de acum nu ne mai este frică de nimic, dar totuși undeva există acea temere, neclaritate care emoționează pe oameni. Aproape o jumătate de milion de români locuiesc în Ucraina, conform ultimului recensământ. Alături de moldoveni, sunt a treia etnie, după ruși și ucrainieni. Cei mai mulți locuiesc în fostele zone istorice românești, Bucovina și Ismail.